Deși peste doar câteva zile se încheie perioada de înscriere în clasa pregătitoare, numai aproximativ 60% din totalul copiilor recenzați au fost înscriși. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Mureș, până în urmă cu câteva ore au fost validate aproximativ 3.000 de dosare. Mulți dintre părinți nu se grăbesc să-și înscrie copiii la școală. Tocmai din această cauză, inspectorii școlari se tem de o aglomerație pe ultima sută de metri și le transmit părinților să se prezinte cât mai repede la unitățile școlare la care sunt arondați copiilor, pentru că fiecare dintre aceștia are asigurat loc în clasă. Prima etapă se va încheia luni 22 aprilie, iar afișarea listei copiilor înscriși se va face în data de 29. Cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ după prima etapă mai au o șansă, în perioada 8-7 mai, când are loc cea de-a doua fază a înscrierilor.